Partidul Social Democrat a propus și o serie de măsuri economice. Am văzut astăzi, nu știu dacă ați văzut și dumneavoastră, o declarație a prim-vicepreședintelui PNL, Rareș Bogdan, care spune așa că măsurile economice propuse de PSD în negocierile pentru formarea unui guvern, citesc, țin de egalitarism și care țin de comunism. Cum apreciați dumneavoastră această declarație? Evident, sunt discuții normale și poziționări publice din partea multor lideri politici. Noi preferăm să ne exprimăm mai puțin public și să avansăm în ceea ce înseamnă aceste negocieri. Partidul Social Democrat a venit cu o viziune europeană pe anumite subiecte și aceste propuneri nu trebuie toate să fie stabilite acum. Ne putem gândi în perspectivă. De exemplu, schimbarea sistemului de impozitare. Avea un impozit progresiv. Acest lucru nu va fi stabilit acum. Poate fi în perspectivă gândit un astfel de sistem, cum se întâmplă în majoritatea statelor europene, inclusiv în Statele Unite există un regim similar. Deci ne putem gândi, e important să avem această discuție, trebuie să îmbunătățim colectarea și trebuie să avem fonduri la bugetul de stat și trebuie să reducem și inegalitățile și discrepanțele și asta încercăm să facem. Nu vorbim despre comunism, vorbim despre societăți dezvoltate și nu știu dacă țările nordice sunt comuniste, atunci de ce cetățenii de acolo o duc atât de bine? Și putem să dăm și alte exemple, evident, de state care au un nivel de trai ridicat, un nivel de trai mai bun pe care ni-l dorim, evident, pentru români.